Bine, prieten, haideți să vă arăt totuși ce am făcut la urma urmei. Deci, după cum ați văzut și în clipul trecut, o curățare frumoasă trebuia, ați văzut ce era la cooler. I-am schimbat și pasta termoconductoare, acum are o pasta termoconductoare bună. I-am mai băgat un giga de RAM, pentru că atât am avut, dar i-am făcut acea setare cu încă 4 GB de RAM virtuali, deci are 3 plus 4,6 GB de RAM virtuali ca să funcționeze mai rapid. SSD-ul l-am instalat aici frumos, nu se mișcă, e perfect, ține perfect. Da? Hai să și dau drumul. Așa. La mine nu există să nu-l pot face, mai ales la PC-uri. La PC-uri trebuie doar să ai bani în caz că iar ceva, trebuie schimbat. În rest, nu există la mine să nu pot face. Nu există. Este la mine 100% succes la PC-ul, la laptopul. Dacă e problemă de electronică, acolo e altceva. Dar în rest, nu există la mine. Bun. Partiția C, SSD-ul. DU hard disk-ul, acest hard disk, pentru că a spus că trebuie. DVD writer-ul, i-am schimbat și bateria de BIOS pentru că nu mai ținea bateria, l-am măsurat și avea 1 volt. Pur și simplu nu mai ținea, am pus unul nou și acum nu o să mai aibă probleme. Cam asta e. Cam asta e, să-mi spuneți dacă este ok. I-am instalat Windows 10, activat tot ce trebuie, setat tot. Deci n-ai ce să... update la zi, toate driverele instalate și așa am upgradat un PC din 2011-2012. După cum ați văzut, da? Driverele toate sunt instalate. Da? Driverele, ăsta, update-urile, toate la zi. Deci am făcut totul la zi. Activat, deci nu mai sunt probleme. Eu personal aș fi scos hard disk-ul. Aș fi scos pur și simplu pentru că SSD-ul de 480 de giga mi se pare că e suficient, dar nu știu, posibil să aibă ceva date pe el și o să aibă nevoie. Cam asta e, wire managementul astea, cam asta e, dar în rest totul funcționează perfect și ca și nou. E ca și nou și oricum funcționează totul la click, ceea ce este bine. Și cine a zis că o să funcționeze 100% CPU. Iată, uite, ți-l măresc. Uite la cât funcționează, la 2%, da? Este un dual core. Acesta este procesorul, 3 GB de RAM, SSD-ul, hard disk-ul, internetul, da? Deci nu funcționează la 100% CPU dacă te pricepi. Cam atât, prieteni.